La nivel național, datele statistice arată că în mediul rural, principala sursă a veniturilor unei gospodării a reprezentat o producție agricolă. Totodată, acelea statistici arată că populația din mediul rural este mult mai expusă sărăciei, fapt ce aduce în discuție necesitatea identificării unor noi oportunități de dezvoltare pentru mediul rural. Prin măsurile 6.2 sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale și 6.4 sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, Programul Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 vine în întâmpinarea nevoii de diversificare a activităților din mediul rural și în mod implicit la posibilitatea de a genera noi venituri. Referitor la aceste submăsuri, Domitian Bențe, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investiții Rurale, a precizat că aceste submăsuri au ca obiectiv major dezvoltarea mediului rural și pot fi accesate numai de investitorii care desfășoară activități economice în mediul rural. Iar când discutăm de investiții non-agricole, trebuie precizat faptul că investițiile se referă doar la spațiul rural. Deci firmele prin care se pot derula acele proiecte pe fonduri europene, solicitanții, trebuie să fie ca o primă condiție, deci firma trebuie să fie înregistrată în spațiul rural. Sub măsura 6.2 se adresează fermierilor care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată, întreprinderilor mici din spațiul rural care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului, precum și întreprinderi mici înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului. Dacă sunt considerați eligibili, aceștia pot beneficia de un sprijin nerambursabil în valoare de 70.000 de euro pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar veterinare și de agroturism sau de 50.000 de euro pentru alte activități economice. Prin măsura 6.4, întreprinderile mici existente din spațiul rural sau cele nou înființate care fac dovada cofinanțării, precum și fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii, vor beneficia de o finanțare nerambursabilă de 90% din costul total al proiectului. Este important de menționat că sprijinul nu va depăși și 200.000 de euro pe beneficiar pe 3 ani fiscali și va respecta prevederile regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. Totodată, directorul Oficiului Județean pentru Investiții Rurale precizează că este important ca solicitanții să apeleze la servicii de consultanță de calitate. Dar tot cu condiția să ajungă la minim 8.000 de SO-uri. Referitor la valoarea maximă a finanțării nerambursabile, aceasta este stabilită astfel. Deci valoarea finanțării nerambursabile este funcție de categoria de proiecte, de investiții pe care vor să o realizeze, ajunge până la 500.000 de euro pentru proiectele care prevăd doar achiziții simple. Aceste proiecte presupun investiții fără construcții montaj. De asemenea, cuantumul valorii nerambursabile este de 1 milion de euro pentru proiectele care prevăd și lucrări de construcții și montaj. De asemenea, într-un comunicat de presă postat pe pagina oficială a instituției, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a făcut câteva clarificări cu privire la criteriile de eligibilitate. În plus, AFIR atrage atenția asupra faptului că solicitanții care depun mai multe proiecte în aceeași sesiune vor avea toate proiectele declarate neeligibile.